Salut, Andrei, și vreau să vorbesc despre sinceritate. Deci e foarte, foarte important să vedem dacă cu adevărat suntem sinceri. Dacă nu vrem doar să jucăm teatru și facem lucrurile de suprafață și în adâncul inimii noastre noi nu i-am dat tot la Dumnezeu. Nu i-am dat tot la Isus. Zice Pavel că o credință adevărată vine dintr-o inimă curată. Da? Deci trebuie să avem inima curată înaintea lui Dumnezeu. Perioada asta e foarte bună de așa ceva. Să te revizuiești și să vezi dacă chiar vrei să renunți la tot pentru Isus. Toate promisiunile Bibliei sunt reale și au putere doar pentru cine e sincer din inimă. Deci nu poți să iei orice promisiune din Biblie și să-ți o atribui și să zici așa îi și așa îi. Că asta îi deja dă către vrăjitorie. Doar dacă ești sincer și cu adevărat îl vrei pe Iisus din toată inima ta, nu ai inima împărțită, cum zice în Iacov, să ne curățim inimile, numai atunci promisiunile lui Dumnezeu și binecuvântările lui Dumnezeu sunt valabile și poți să le proclam, să zic așa, poți să le spui peste tine și să le crezi și să le accepti. Altfel te trezești că unde-i Dumnezeu, că uite și așa mai departe. Deci trebuie să ne golim inima înaintea Lui, să nu avem idoli înaintea Lui și să fim sinceri. Pentru că orice îi cerem, dacă îi cerem după voia Lui, primim. Așa zice Ioan. Da? Dacă îi cerem după voia Lui, primim. Și tocmai din cauza că știm că îi cerem după voia Lui, primim. Da? Și cum știm că cerem pe voia lui? Că nu ne arde de joacă, să zic așa. Nu vrem să pierdem vremea, aiurea de a creștinismul și de a nu știu ce. De a mersul la biserică și de a ce o fi să fie. Pentru că noi știm că vrem voia lui Dumnezeu și atunci o să-i cerem după voia lui, nu-i cerem prostii. Destul de simplu. Și asta e ceva ce nimeni nu poate să facă pentru tine, numai tu poți să faci. Să-ți golești inima înaintea lui Dumnezeu și să vezi cu adevărat ce vrei și să-i spui ce vrei. Doamne, uite, eu vreau asta. Dar au fost de multe ori când m-a enervat careva și știam că nu trebuie să fiu nervos pe el și așa. Și ziceam la Dumnezeu, ziceam, Doamne, îmi vine acum să-l iau și să dau capăt toți pereții și să mă simt liniștit după aia. Știu că nu trebuie, dar uite, asta îmi vine să fac. Și imediat simțeam eliberare, pentru că făceam așa. Îi ziceam, Doamne, uite, asta îmi vine să fac, știu că nu-i bine, îți predau ție lucrul ăsta, rezolvă, dă-mi tu putere să iert, să merg mai departe, pentru că n-am cum, n-am, eu n-am și asta îmi vine și așa că zic, nu vreau, nu are rost să joc teatru. A fost chiar recent, a fost că mi-a mai și, o și scris cineva pe Facebook că îi venea să intre în depresie și mai departe, sper că nu te super că zic, cum să mai supăra cineva că am zis un exemplu și, na, în fine. Și am zis, mă, și eu m-am rugat pur și simplu odată, am zis, Doamne, uite, n-am niciun chef acum să citesc și să mă duc să stau cu tine, pur și simplu sunt obosit și vreau să stau în pat, nu am chef să stau. Nu ai nimic de câștigat dacă ești ipocrit, absolut nimic nu ai de câștigat. Trebuie să fii real înaintea lui Dumnezeu, să nu fii fals, să nu fii cu două fețe, să nu fii cu mintea împărțită, să nu fii ba așa, ba așa, să fii sincer înaintea lui Dumnezeu. Și asta e singurul lucru care o să te ajute să te menții pe cale, și să ai credința pură, să zic așa. Și să nu joci teatru, să nu cazi în religiozități, să nu cazi în... Și să fii sigur că nu ții de nimic, să zici... Și dacă... Că poți să nu știi cum să dai drumul la tot. Dar poți să-L rogi pe Dumnezeu să ți le smulgă El, da? Deci El nu ți le smulge cu forța dacă tu nu vrei să-I dai acces la viața ta, la inima ta. Dar tu poți să-I spui la Dumnezeu, zici, Doamne, intră tu în inima mea și fă acolo cum vrei tu să fie. Îți dau ție libertate. Pentru că tu, de fapt, când spui asta, tu, de fapt, vrei să fii liber, doar că nu știi ce și cum. Și atunci tu vrei și atunci de aia Dumnezeu vine și te ajută. Pentru că asta înseamnă, pocăința înseamnă să vrei schimbare. Și începe din inimă și după aia se continuă în minte. Dar trebuie să mergem tot timpul la inimă și să fim siguri că în inimă îi dăm tot la Dumnezeu, îi dăm acces. Doamne, rupe tu, schimbă tu, fă tu exact cum trebuie să faci. Pentru că eu sunt convins că de-aia mulți oameni care nu primesc botezul cu Duhul Sfânt, de-aia nu primesc putere, de-aia nu primesc daruri, de-aia nu primesc, de-aia nu reușesc să depășească anumite bariere pentru că au motive ascunse în inimă. Că în Iacov zice iară că
Dacă cerem rău, cerem după poftele noastre și atunci nu primim, da? Deci ăsta e motivul pentru care nu primim. Orică nu cerem cum trebuie, da? Deci după voia lui Dumnezeu, orică cerem rău să risipim pe poftele noastre. Asta nu înseamnă bani neapărat și, nu știu, averi și plăcerile lumii. Nu, înseamnă tot felul de idole, orice fel de idol. Că poți să ceri să, la Dumnezeu vorbirea în limbi doar ca să faci și tu parte dintr-un grup sau să fii, să dea bine. Că uite, am și eu, uite și eu, acum am Duhul Sfânt și atunci și se fac tot felul de chestii din astea așa în mințile oamenilor fără să-și dea seama, pentru că în inimă ei nu sunt sinceri cu adevărat, să ceară la Dumnezeu cu motiv sincer: Doamne, vreau puterea Ta, vreau darurile Tale, vreau sfințenia Ta, vreau toate lucrurile astea nu pentru mine, că darurile nu le primești pentru tine, le primești pentru ceilalți. Deci e destul de clară Biblia în legatul asta. Deci dacă tu vrei să primești daruri ca să fie ție bine, nu o să primești nimic niciodată. Darurile le primești când motivul 100% sincer în inima ta este să slujești pe alții, da? Și să aduci pe oameni la Dumnezeu, într-un fel sau altul, cum îi? Să-i aduci la adevăr, să-i aduci la adevărul lui Iisus Hristos. Dacă ăsta nu-i motivul tău, nu primești nimic. Dacă ăsta e motivul tău pentru care te zbați și vrei să faci, cere la Dumnezeu orice dar și o să-ți dea. Și ai încredere că-ți dă. Dumnezeu îți dă, da? Am nu, poate nu înțelegi cum funcționează și cum nu știu ce, nu contează. Nici eu n-am înțeles nimic, n-am văzut vorbire în limbi la nimeni niciodată și am primit-o. Da? Fără să văd, fără să aud, am zis: Doamne, dacă e bun, îmi deschid gura și vorbesc în credință, și m-am trezit că vorbeam ebraică, după aia se schimba în chineză, că știam cum sună chineza și cred că și spaniola am auzit aia deja, mai și știam, dar am zis nu, nu vreau, că atunci eram mai la început, nu vreau, nu vreau să știu, nu mă interesează ce zic și așa mai departe. După aia cu timpul mi-a mai dat și tălmăcirea, că eu zic că e bine să ceri și asta, să vezi, să-ți dai seama. Am acum mâi tălmăcirea, iar depinde la fiecare. Poți să-ți arate imagini, să-ți dai seama. Te rogi și-ți arate imagini, ai viziuni și-ți dai seama. A, pentru asta mă rog și multe moduri. De-aia zic, nu limităm pe Dumnezeu că nu are rost. E cea mai mare prostie să faci, să limitezi pe Dumnezeu. Că nu-ți dau orele pentru ziua de asta, ziua iar una dintre cele mai mari grosolănii ale lui Satana, care a reușit să le bage pe cap la creștini, să creadă că așa e de fapt. Da, toate darurile s-au terminat la Apostolul Ioan, care a murit la 90 de ani și a scris Apocalipsa și gata, s-a terminat tot. De atunci nu mai avem puterea lui Dumnezeu și astăzi că... Na, în fine, altă discuție, complet altă discuție. Deci asta e ideea. Ideea e să ne golim inima înaintea lui Dumnezeu și să ne întrebăm noi pe noi înșine, siguri. Bă, îs sincer cu Dumnezeu. Îi spun din inimă: Doamne, uite, acum asta e problema mea, nu altele, da? Din exterior poate ți se zice că sunt alte probleme, dar uite, asta e problema, asta e ce mă frământă pe mine acum. Și nu e imposibil să nu-ți răspundă Dumnezeu, da? Deci a fost odată când am zis atunci că m-am rugat, nu aveam niciun chef, simțeam așa că era pe mine, trebuie să citesc acum din Biblie, nu știu ce, și eram obosit și am zis: Doamne, n-am niciun chef acum să citesc, dar am încercat în exterior așa să mă fac că vreau. Dar am zis: Doamne, n-am niciun chef, am să stau, mă duc dincolo în cameră să stau să citesc, să stau cu tine. Nu am niciun chef și nu știu că nu e bine, dar uite, zic. Și instant am simțit că s-a ridicat de pe mine o povară și era bine, era cerul, să zic așa, în lumea spirituală, era liber. Adică aveam acces la Dumnezeu cum trebuie, era prezența Lui. Dar înainte nu era și era o povară și după aia mi-am dat seama că era ceva demonic, ceva religios care trebuie să citești, trebuie să așa. Mă, nu zic că e rău să citești în niciun caz. Dar trebuie să fim sinceri, sinceri, sinceri din inimă la Dumnezeu. Da. Și să-i zici la Dumnezeu: Doamne, uite, nu, mi-e frică să vorbesc cu oameni despre Dumnezeu și n-am chef, pur și simplu. În mine, eu nu am chef să vorbesc cu oameni de Dumnezeu și să... Și știu că e lipsit de dragoste asta, să nu zici la oameni că merg în iad, e lipsit de dragoste. Doamne, uite, nu am așa ceva în mine. Fă-mi ceva, că nu știu, nu am. Nu-i bine, nu-i bine că am asta așa și trebuie să vorbesc. Că mai vorbești cu un om o dată la săptămână, că chiar nu știi și nu așa, sau cum o fi, nu știu, nu zic o regulă, nu-i. Dar trebuie să fim sinceri cu Dumnezeu, să zicem: Doamne, nu, uite, nu-mi place fața lui ăla, na, nu știu, ceva nu-mi place la el, nu știu. Ajută-mă, dă-mi putere să învăț să-l iubesc, să-l văd cum îl vezi tu, să văd lucrurile cum le vezi tu, nu le văd, le văd, uite, că-i frica asta, Doamne, uite, mi-e frică. Mi-e frică de boala asta, mi-e frică de ce se întâmplă cu cipuri, cu nu știu ce, cu toate felurile, zvonuri ce merg.
Mi-e frică, dăm încredere în tine, că dragoste, frica e lipsa dragostei, dar deci nu avem încredere cum trebuie de plină în Dumnezeu că e bun și ne vrea binele. Fine, deci de aia zic, la totul se rezumă la asta. Să avem inima curată, să nu avem împărțită. O parte pentru mine țin și o parte la Dumnezeu. Să-i dăm toată inima lui Dumnezeu. El vrea asta. Și niciun om nu cred că o să intre în rai fără inimă curată și sinceră. Altă modalitate nu cred. Altă modalitate de a ajunge la Dumnezeu, eu nu cred că este. Altă modalitate de a primi răspuns, de a crește, de a învinge orice, nu este decât dacă ai inima curată înaintea lui Dumnezeu și îi vorbești din inimă. Da? De-aia rugăciunea nu stă în înșiruirea de nu știu câte cuvinte care mai pompoase să te audă nu știu care, cât de bine te rogi tu și cât de lung te rogi tu, cât de putere te rogi tu, nu. Rugăciunea adevărată și puternică stă în sinceritatea inimii și câteodată, poate din inimă atât îți vine să zici, Doamne, atât și îți vine să oftezi, dar rugăciunea de oftat, nu știu dacă o experimentată cineva, au fost momente când numai asta puteam să, așa, din inima asta mi-a ieșit, oftare. Și asta e tot o rugăciune a Duhului, tot un fel de rugăciune în limbi, să zic așa. Că nu-i o rugăciune cu cuvinte, e o rugăciune cu Duhul. Și altceva nu, numai frustrare, dar frustrare nu carnală, frustrare spirituală, așa, cu când vezi păcatul care e în lume și mizeria și nebuniile ce se întâmplă așa și te rogi din inimă și e atât de puternică rugăciunea asta, e cea mai puternică, că sparge direct cerul al doilea, direct intră la Dumnezeu acolo la tron și Iisus zice, uite Tatăl și trimite Dumnezeu una, două. Am un video rugăciunea cu perseverență. Acolo vorbesc un pic despre a primi răspunsul. Câteodată poate să dureze, la Daniel i-a durat 21 de zile, deci câteodată poate să dureze mai mult, da, dar important e să știm că am eliberat rugăciunea în sinceritate și în putere și să știm, na, rugăciunea asta a fost auzită acum de Dumnezeu, să știu, nu să mă rog 3 zile într-una, nu, Doamne, 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 și să nu, pentru că te rogi de aici, trebuie să te rogi de aici, din inimă, Doamne, uite, ți-am zis odată, eu știu că mă auzi, știu că mă asculti, gata, s-a terminat, na, s-am eliberat. Ma, câteodată poate de azi, că îți vine să zici de mai multe ori același lucru, dar nu din cauza că știi că nu știi că te aude Dumnezeu, ci pur și simplu că îi o povară care îți vine să o repeți, să zic așa, și zici, Doamne, Doamne, nu mai. În fine, sper să fie la țintă pentru unii și ăsta e cel mai important lucru. În numele Iisus, fiți binecuvântați.